Doamne, ce mă bucur că ne-am nimerit să fim cu toți în vacanța asta. Doamne, abia aștept să facem o grămadă de poze. Mi-am luat un crop corai minunat. Mati, pregătește-te de poze. Da, pisic, da. Pentru o vacanță minunată cu cei mai buni prieteni. Da! Mi-am luat un crop corai așa de drăguț. Marș, fă, de aici cu buricul tău, ești afară. Vezi că ți-a rămas dres de cordon umbilical. Lasă-mă că ți-au și ție crop de la, ți-au pe negru, cum îți place ție, a? Negru? Aha. Negru? Ești împit? Ce ai, mă? Păi negru atrage soarele. Vrei să mă bubar, să mă înroșesc ca Daria, să mă dau într-una cu iaurturi? Atunci pe fucs, ia dreacu să le ia ce culori mai aveți voi acolo, cine știe? Nu vreau, mă, niciun crop, că nu sunt babă, să nu știu cum moda cu astea. Păi n-ai zis, mă, că și-a luat și ea, că o fi, că o păți, că vreau crop, că nu? Ziceam așa, că e proastă, că se laudă într-una. Mai bine și-a un brus să-și acopere buricul la urât sau alunița aia urâtă. I-am spus la Orei că e cancerigenă alunița aia, dar ea mă ascultă. Nu, Daria e nebună. Bine. Să vezi că tot mie o să-mi ceară SPF-ul pe acolo. Mhm. Așa, cu ăsta am terminat. Unde-i trollerul pentru haine? Păi în asta ce pus? Pastile, normal. Un troller întreg? Așa măsori tu sănătatea într-un troller? Tu nu ai idee la ce ne expunem. Tu n-ai idee la ce ne expunem! Tu știi că o pișcătură de meduză poate duce la hipotensiune și chiar la pierderea stării de conștiință? Tu ești conștient de asta? Eu știam că trebuie să faci pipi pe ea. Tu nu știi câți microbi conține urina umană? Tu n-ai fost nici măcar o dată atent când mă uitam la medicul? Dă-mi și mie chiloții modelator de acolo. Da, pisic. Care să ia? Aia bej. Aia, corect. Și dacă bejul ar fi o culoare din natură, așa, ce culoare ar fi? Culoarea pielii, Mati. Culoarea pielii, corect, da. Doamne, zici că ești Simina. Stai să vezi ce am pățit cu ea. Am fost cu ea la mall și i-a cerut vânzătoare o rochie roz, mărimea M. Că știi că ea e... Nu vreau să fiu rea, dar e grasă. Și vânzătoarea i-a zis că e siclam. Am murit de rușine. Doamne, pisic, dar prin cât ai trecut? Da, oricum, mie mi se pare că ea mă cam imită. Copia n-are valoare, iubițica. Da, așa e, da. Oricum, degeaba se chinuia să se îmbrace bine, că a rămas la 7K de urmăritori de 2 ani de zile. Tu ai stat cu una cu 7000 de urmăritori, serios acum? De ea nu se ocupă cu asta, pisicuț. Știu, dar e rușinos. Bine, are și față de țărancă. E cam urâțică, așa, nu ți se pare? Hai, zi sincer că nu mă supăr. Zi! E o fată normală. A, e normală. Îți place de ea, nu? Nu, pisic. Minți, o să mă înșel cu ea, așa-i? Doamne, pisic. Hai, du-te la Simina și spune-i ce fată normală ești. Hai, pleacă de aici. Nu exagerezi. Lasă-mă, pleacă! Și ia-ți tricourile astea de aici. De ce ai nevoie de 3 tricouri? Mă, dar ce le-ai atâta? E Laura, vă zic eu. Frate, eu nu vorbesc pe nimeni de rău. De-aia e chiar nesimțită. Zi tu, Daria, nu e nesimțită? Cam e. Nici măcar nu pune mâna la gură când tușește. Frate, știa de 2 săptămâni că plecăm împreună. Ea chiar nu se gândește la ceilalți? Sunt eu prea bună, că alta i-ar fi lăsat aici. Păi eu sunt șoferul. Tu să taci. Am un pisuleț, că ne așteaptă oamenii de jumătate de oră. Hai, mă lași? Eu nu-s calea a doua să arunc așa orice cârpă pe mine și să ies din casă. Eu am o comunitate, am un content de făcut, da? Bine, pisul. Și sper că nu ai de gând să stai toată ziua la terasă și să bei bere, că... Trebuie să-mi faci poze. Dar normal că-ți fac pis. Sper că ți-ai scos tricourile alea din geantă, că trebuie să-mi bag trenciul. Păi, dar sunt 30 de grade acolo. Ziua. Și noaptea? În ce fac poze? Iubitele! Bebiuțu! Îmi pare rău că am întârziat puțin. O oră și mai. Ce-ai, fata? Am mai stat și noi ne-am mai plimbat pe aici și am simțit cum a trecut. Mă, dar ce bine stă părul așa. Cum ți-l faci? Că mie nu-mi ies niciodată așa. Nu știu, n-am făcut mare lucru, așa m-am trezit. Cel mai bine e pe natural, așa, să știi. Da. Că de la fixativ ți se îngrașă scalpul. Oricum, fetele, o să știți că avem la noi Colebil, Metoclopramid, Smecta, Furazolidon, săruri de rehidratare. Și farmacia Catena, Dr. Max, HelpNet. Și avem și un remenent, troller, dacă aveți nevoie. Hai să punem bagajele astea în mașină. Bună. Hai. Ce trebuie cu înghețarea la mac? Se vișui. Măi, bagajul meu. Ce, mă? Adică tu știi că sunt 7 zile, nu? Ți-ai luat pentru duș și întors sau cum? Nu, mă, dar nu mai avea pisic loc în bagaj. E luat și litiera sau?
Terminați-mă cu astea. Influencer are nevoie de haine de din astea. Săptămâna trecută i-a dat like la story Marica. Ah, de ce el v-a trimis prosoapele, nu? Bă, terminat, terminat, bă! Hai, mă, bagă! Mati, să-mi pui mie bagajul deasupra, că nu vreau să mi se șifoneze hainele. Am și eu niște ruchii de seară care n-aș vrea să mi se șifoneze. Da, iubita, dar la tine nu prea contează, fără supărare. Adică cum? Păi, tu n-ai followeri care să te judece că nu te îmbraci bine. Degeaba ai tu follower dacă n-ai reach. Am văzut prea bine că ți-a ascuns numărul de like-uri la postări. E automat de la Instagram, n-am făcut eu nimic. Și bifa e cumpărată. Tu vezi de supozitoarele și pastilele tale, auzi? Ce stai să comentezi aici? Poftim, dacă nu aveam eu supozitoare și pastile, voi nu era sănătoși în vacanță, da? Ia pune bagajul meu deasupra. Ia ce pomosită asta, cum să pui mă bagajul deasupra? Vrei să-mi pută mașina la terapie intensivă? Ce ai nebunit la cap? Să-ți pută terapie? Ai nebunit? Tu ai nebunit, frate! Eu pentru voi am nebunit! Eu fac contentă! Și tu, dacă ai diaree, să-i joc fi pe calea! Nu mai pot să faci niciodată de contentă! Să-i joc fi pe calea!